Bună, dragii mei, bună, sufletele mele frumoase! Iată-mă iarăși aici, lângă voi, cu o nouă etalare, într-o singură variantă de data aceasta. Nu mi-am făcut un plan, nu mi-am ales un subiect, pur și simplu vreau să las cărțile să decidă pentru mine. Scoatem cărți așa la întâmplare, va fi o etalare de dragoste, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit. Și vedem care este energia zilei de astăzi. Ia să vedem. Ce mi-apare mie aici? Și avem așa. Cineva te-a șocat pentru că ți-a întors spatele. Un refuz. Cineva ți-a făcut probleme pentru că nu de mult a plecat din viața ta. Ceva parcă, nu știu, a pus așa ca o piatră peste sufletelul tău. Probleme, lucruri neașteptate, e un șoc aici. Un final la care nu te-ai așteptat. Cam asta mi-arată mie cărțile deocamdată. Deci vorbim clar despre o relație în care lucrurile nu mai funcționează, în care energia masculină, din câte văd eu aici, a întors spatele energiei feminine, parcă totul a venit așa ca un șoc, tu ai rămas uitându-te după el, nelămurită, gândindu-te unde ai greșit, ce s-a întâmplat, de ce. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin, care este problema cu această persoană care a plecat din viața ta fără să-ți dea niciun fel de explicație. De ce a plecat? Pentru ce a plecat? Încotro se îndreaptă această persoană, cum se gândește la tine acum, cum te are în minte, mai simte ceva pentru tine, ce s-a întâmplat în trecut, ce a provocat această despărțire. În viitor, oare mai intenționează să se întoarcă sau totul s-a stricat, s-a dărâmat cu totul? Iar aici punem o carte la secrete. Ia să vedem care este energia cărților. Ce îmi spune această persoană? O, Doamne, această persoană suferă aici sau știe că tu suferi, te-a lăsat așa într-o suferință, posibil și una și cealaltă, și ea să sufere și pe tine să te fi lăsat așa într-o suferință cumva. Cinciul de cupe, treiul de spade arată suferință, arată durere. Oare de ce? Oare de ce a plecat această persoană dacă totuși suferă, dacă trăiește această suferință? De ce s-a călcat pe suflet? De ce s-a călcat pe inimă? Pentru că treiul de spade asta arată faptul că cineva și-a călcat pe suflet, și-a călcat pe inimă și-a luat decizia să plece, dar plecarea asta a fost cumva dureroasă și pentru persoana care te-a părăsit sau persoana care a plecat din viața ta. Adică nu a plecat în căutarea fericirii, nu a plecat, a plecat, nu știu de ce, dar a plecat cu inima frântă, cu inima ruptă. Cum se gândește acum la tine? Îi lipsești, dar ce mult îi lipsești. Avem un 6 de cupe, asta arată relație de suflet de pereche, cumva te-a considerat perechea lui, perechea ei și cu cinciul ăsta de monede este un abandon aici. Cumva a trebuit să abandoneze ceea ce a iubit. Adică pe tine, cam așa se gândește, că a trebuit să plece din viața ta pentru că nu știu de ce deocamdată, dar știu că suferă foarte, foarte tare. Îți simte lipsa, simte dorul, simte că a făcut un mare sacrificiu să te lase în urmă, să iasă din viața ta. Ok, ce are în suflet pentru tine? Și aici avem o regină de spade. Încearcă cumva să creeze niște granițe personale. În unele cazuri, persoana asta este căsătorită, are pe altcineva și ăsta a fost motivul pentru care a trebuit să renunțe la tine, deși și-a făcut inima praf, da? Poate că în viața acestui om este o altă energie, tăioasă, rece, dar cu care are o legătură stabilă, de lungă durată, o familie, așa zisă familie, pentru că atunci când există răceala asta, nu știu dacă acolo mai există noțiunea de familie, dar totuși, na, așa să zicem, da? Deci este într-o altă legătură. A renunțat la dragoste pentru ce? Pentru stabilitate. A renunțat la dragoste pentru că i-au fost impuse niște reguli, că i s-a pus un ultimatum, că
Da, cineva i-a dictat, că cineva i-a spus. În trecut, ce s-a întâmplat aici între voi doi, în trecut? Și în trecut văd că a fost aici o luptă. A luptat pentru relația voastră, a luptat pentru ceea ce ați avut voi doi. Totuși, da, e vorba aici posibil și de o distanță destul de mare pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, pur și simplu, a fost destul de greu să lupte cu toți cei din jur. Aici este o energie care luptă cu toți cei din jur, care încearcă să se apere, care încearcă să se justifice cumva sau încearcă să țină piept cumva. La secrete. Ce avem la secrete? Magicianul. Ce încearcă persoana asta să creeze aici? A crezut în magie, a crezut că lucrurile se vor schimba așa într-un mod magic. A crezut în ceva iluzie posibil, da? Și a creat o iluzie aici, din câte văd. Nu văd neapărat secrete vis-a-vis de tine, ci văd mai degrabă că omul ăsta a crezut într-o iluzie și iluzia asta parcă s-a spulberat așa cum se spulberă un nor, un fum. Ce are de gând? Ce are de gând? Sau care sunt intențiile în legătură cu tine? Văd că se afundă în muncă. Muncește, muncește și muncește. De ce? Pentru că vrea să ajungă la un rezultat aici pozitiv, vrea să ajungă la ceva. Poate că planul lui este să creeze așa cumva un spațiu, un loc propice pentru legătura voastră, dar deocamdată, din câte observ, lucrurile nu prea stau bine deloc, pentru că acest om suferă, acest om îți duce dorul. Văd lacrimi, văd doar tristețe și amărăciune în sufletul acestui om când se gândește la tine. Viitorul vostru, unul este foarte stresat, unul este liber. Văd aici o persoană extrem de stresată, poate că nu știu care dintre voi sunteți cei care ascultați, dar unul este liber ca pasărea cerului, este independent, iar celălalt este prins aici ca niște lanțuri. Foarte stresat, foarte prins. Sau, în alte cazuri, poate fi doar energia persoanei de care tu întrebi, care, deși este liberă, deși este acum cumva independentă, să zicem, este și foarte stresată în același timp. Hai să încercăm să le clarificăm puțin. Folosim acest set care este identic cu cel pe care l-am pe masă, doar că este versiunea mai micuță, mai mititică. Cinciul de monede. La ce se gândește persoana asta? Regele de cupe. Ce frumos aici, regele de cupe, iubire. Cum se gândește la tine? Cu iubire, cu dragoste, cu empatie, dar în același timp restul îți duce dorul, simte lipsa. Patru de cupe, plictis emoțional, o stare, așteaptă un moment în care ceva să se întâmple. Vezi tu, patru de cupe cu cupa pe care o avem în mâna regelui de cupe, iarăși avem acest cinci de cupe, iarăși avem această durere, această deznădejde, mai mult simt aici deznădejde, parcă atunci când se gândește la tine, totul pare fără speranță, totul pare așa ca un gol, ca un gol care nu poate fi umplut. Ce mai avem? Nouăle de cupe. Tu ești dorința sa, tu ești tot ceea ce și-a dorit. Parcă din când în când mai consumă, pentru că nouă de cupe, foarte multe cupe aici în mintea acestui om, din când în când probabil pentru a-și înneca amarul, pentru a-și înneca acest gol, pentru a încerca să-l umple cumva, mai consumă așa câte un păhărel în plus. Văd un om aici care și neagă amarul din când în când în băutură. Cinciul de cupe, împărăteasa și carul triumfal. Uite ce cărți frumoase, împărăteasa și carul triumfal. Voi doi sunteți aici. O călătorie, un drum, o distanță, poate că vă desparte. Dor de tine. Tu ești abundență pentru această persoană, tu ești specială pentru această persoană, ești cea mai importantă persoană din viața acestui om, din câte observ, împărăteasa cam asta mi-arată. Of, 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 of. Ia să vedem, în sufletul acestui om
Avem un 10 de cupe atunci când se gândește la tine, logic. Un 10 de cupe, adică dragoste, împlinire, bucurie. Dar și un 8 de spade. Măi, știi cum simt eu aici? Simt o dragoste pură, simt ceva, nu știu, special, simt o iubire așa curată, dar în același timp văd imposibilitatea de a fi lângă tine, imposibilitatea de a fi împreună, imposibilitatea de a te avea. Și asta nu face altceva decât să aducă un mare gol în inima și în sufletul acestui om. Ok. Intenții. Și uite, intenții. La 8 de monede, clarificat de 8 de monede. Ce interesant. Întotdeauna mi se pare foarte interesant când aceeași carte iese pentru a o clarifica pe cealaltă. Deci, îmi confirmă cumva faptul că acest om se afundă așa cumva în muncă sau își dorește să se afunde în muncă pentru a crea cumva ceva special pentru voi doi, pentru viitorul vostru, pentru a uita de tine sau pentru a uita de această durere. Șasele de cupe, la ce se referă îndrăgostiții. Da, voi doi sunteți aici. Victorie. În așteptarea unei decizii. Așteaptă o decizie. Deocamdată e prins așa cumva. Hai să vedem aici, mai târziu, între voi doi, viitorul vostru împreună, eventual. Așteptare. Așteptare care stresează, care nebunește, care e prea mult. Iarăși, marele preot și treiul de monede. Poate că aici vorbim, cum am spus mai devreme, posibil de unghi unghi amoros. Poate că tu ești într-o altă relație. Sau poate că el este într-o altă relație. Unul dintre voi este într-o altă legătură. Clar, vorbim aici trei de monede, trei de spade, vorbim despre un triunghi, vorbim despre trei energii. Cel care suferă este cel de care tu întrebi. Bun, ce văd aici mai târziu? Văd că apare așteptare. Unul dintre voi e singur, unul dintre voi este stresat într-o căsnicie, într-o căsătorie, pentru că apare, vezi tu, marele preot, da, și noul ăsta de spade, cumva. Cel singur așteaptă. Cel care este singur este aici într-o așteptare, deocamdată. Viitorul vostru împreună. Hai să mai scoatem câteva cărți. Văd regele de monede. Ok. Ce-i cu regele de monede? Și Marea Preoteasă. Regele de monede și Marea Preoteasă. Da, relație ascunsă. Și Regina de monede la capătul cărților. Clar că vorbim aici despre un triunghi. Da? Poate că tu ai cunoscut persoana asta într-un moment nepotrivit, în care unul dintre voi era ancorat într-o altă legătură și asta, na, ce să zic, aduce multă suferință. Dar acum tu, dacă mă întrebi doar de omul acesta, el nu e bine, nu e bine deloc. Aici la secrete. La secrete nu văd mare lucru, ci văd o persoană care crede oarecum în iluzii. Iarăși la capătul pachetului Regina de Monede. Tot apare Regina de Monede. Bun, ce să zic? Văd suferința, asta văd. Pot să mai zic altceva? Nu prea. Hai să scot așa un sfat pentru voi. Ce ar trebui voi să faceți în situația asta, în situația în care deocamdată, deci și aici, în viitor, lucrurile nu se schimbă nimic, nu se întâmplă nimic. Văd doar așteptare, triunghiul ăsta amoros rămâne în picioare, într-un fel sau altul. Și, da, lucrurile nu prea se schimbă. Ia să vedem ce se întâmplă aici între voi. Sau un sfat, mai bine. Un sfat, ce ar trebui tu să faci în situația asta? Nu știu de ce am ales cărțile astea. Ce ar trebui să faci în situația asta? Păi ar trebui să cași bine ochii pentru că în jurul tău sunt persoane false. Ar trebui să cași bine ochii la persoanele care te rănesc, da? Să le îndepărtezi din viața ta. Să încerci să alegi ceea ce este mai bine pentru tine, mai bun pentru tine. Ai persoane false în jur. Ai persoane care nu sunt tocmai corecte. În curând, posibil aici să te întristezi și tu și trebuie să fii destul de puternică pentru a face față. Și văd că cineva
a apărut în viața ta ca și un dar, că bărbatul ăsta sau femeia asta a apărut în viața ta ca și un dar. Mai văd aici că ai totuși o persoană bună, ai o persoană bună și o persoană rea în jur. Trebuie să discerni care este persoana bună, care este persoana rea din preajma ta. Pentru că simt aici o energie malefică și o energie destul de bună. Da, ce să zic? Păi cred că mă opresc aici pentru că e destul de tristă etalarea asta și nu știu ce aș putea să vă mai spun. Așa că simt nevoia să mă opresc aici. Încheiem, așa, în coadă de pește. O să mai facem o continuare, mai căutăm informații, mai vedem în etalările viitoare ce o să mai iasă. Deocamdată lucrurile nu se schimbă. Deci dacă vă aflați în situația asta și cumva v-ați regăsit, lucrurile deocamdată rămân la fel. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru voi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați, iubiți-vă mult. Mai bine, ceau, ceau!